cozonacul făcut, început de ieri și fumărat în interior. Cozonacul. M-am mai arătat încă o dată. Așa. O să avem nevoie de puțină untură. Vedeți, am să iau și am să mâng tava. Mângem bine tava așa cu untură. Vedeți? O dăm așa peste tot. Și pe fund. Și apoi punem hârtie de copt. Aceste foi și am să pun una aici și una aici. Și această foaie o punem pe mijloc, așa. Puțin ulei sau cu făinuță, cu ce doriți. Să... Și aici am aluatul de aseară, care l-am făcut ieri. Eu dimineața l-am scos din frigider și având în vedere că el este foarte rece, are untură, are mai unt în interior, eu l-am lăsat să se încălzească, apoi l-am frământat bine, bine, bine ca să se încălzească untură, untul și după aceea a crescut. Ia uitați-l cum arată. Vedeți? Așa. Și îl punem aici pe masă. Și eu cred că o să-mi ajungă aici în tavă pentru un cozonac. Și am să-l împart așa în două. Ia uitați, a luat-o cum arată. Vedeți? Așa. Și îl împărțim așa în două. Aici avem crema noastră umplută, făcută tot de aseară și ținută la frigider și scoasă dimineața să nu fie rece. Așa, ce frumos miroase. Așa. Și acum am să dau ușa deoparte. O să întindem mai întâi unul și pe urmă pe celălalt. Și să știți că l-am lucrat puțin dimineață, pentru că când îl scoateți, acest aluat seamănă ca aluatul de acela dulce pentru aluatul fraged. Dar trebuie frământat că s-a întărit untul, s-a întărit grăsimea. Puteți întinde și cu sucitorul dacă doriți. Așa, puneți puțină făină. Așa. Ia să vedem dacă nu mi se lipește, nu se lipește. Așa, ia să vedem. Și punem jumătate din umplutură. Jumătate din umplutura noastră. Așa. Și-o întindem. Eu am lăsat nuca puțin mai mare, măcinat un pic mai mare de data aceasta. Nu mai pun nici stafide și nici rahat. Pun doar cu nucă. Așa, și întindem așa bine. Așa.
bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi terminăm cozonacul început ieri și mi-am propus să facem mielul de pâine cu pâinea făcută cu ou, cu lapte. Imediat o să facem, punem la crescut în tavă și așa. Și o să facem și linte de post, cum o fac eu. Se face repede, linte uscată, fără să o punem, o spălăm la început. Așa. Asta sunt trei rețete. Și acum întoarcem. Întoarcem așa, încet. Asta o să ne vedem și mai când o să fie gata și cozonacul. Scos din cuptor, am să vi-l arăt. Așa. Și avem prima foaie. Strângem așa pe margine aici și o să întindem pe cealaltă. Întindem așa cu mânuțele. Puteți întinde și cu sucitorul, cu puțină făină și imediat întindeți. Așa. Și punem cealaltă umplutură. Și acum răsucim. Încet. Este foarte moale aluatul. Este pufos, pufos. Așa. Cred că am făcut o foaie mai mare și una mai mică. Așa. Și apoi o să-l dăm cu gălbenuș și cu puțin lapte. Așa. Și lăsăm la crescut acum. Ia uitați, o să iasă un cozonac mare, mare. Așa. Vă-l dau deoparte. Aici am un ou. Și am să-l separ. Și am să pun doar gălbenușul. Așa. Și cu puțin lapte, cam o lingură de lapte, nu mai mult. Pun direct de la frigider. Cam atât.
aici avem un pensionaj. Și cu un pensionaj amestecăm bine, dăm albușul deoparte. Amestecăm așa bine gălbenușul nostru și ungem cozonacul. Așa. Lungem bine, bine peste tot. Eu am să-i pun și niște nuci deasupra. Voi ați făcut cozonaci sau încă nu? Așa. Mungem așa bine. Să pun și nucă. Ia uitați, miez de nucă. Punem așa deasupra. Este prăjită nuca mea. Așa. Îl lăsăm să crească bine și după aceea îl dăm la cuptorul preîncălzit, trebuie să fie, și îl lăsați la o... mai întâi îl lăsați 10 minute la temperatură mai mare, circa 200, și după aceea dați la mic. Așa. O să vedem. Și acum mai ungem puțin cu ou, așa, pe lângă. Și terminăm de uns cu acest gălbenuș. Așa. Ia uitați, îl lăsăm să mai crească, vedeți? Așa. Ia uitați cozonacul cum a venit. Așa. Vedem cum arată în interior. Este moale, moale, moale. Ia uitați cum arată. Așa. Astăzi mi-a ieșit așa. Mi-a ieșit. Ia uitați-l.
Astăzi mi-a ieșit așa. Și acesta este cozonacul cu aluat opărit. Ia uitați-l cum arată. Așa, el așa a ieșit astăzi. Și la rețeta care o am, am să vă dau tăvile. Eu am făcut într-o tavă mai mare, dar să le faceți, să faceți doi mai micuți. Că eu am făcut din 600 de grame de făină și am vrut să-l fac mare, mare. Și acestea sunt numai bune, împărțit în două, și o să iasă doi cozonaci potriviți. Și am mai pus și hârtie în sus și de aceea s-a și lăsat, că nu am tăvi înalte, am să-mi cumpăr. Vedeți? Cozonacul, cum arată. Eu aș rupe așa o bucată să vedem cum arată în, în interior. Ia să văd că este încă călduț. Mâine aș fi vrut să-l... Ia uitați-l cum arată. Mâine aș fi vrut să-l tăiem felii. Să-l tăiem feliuțe. Cald, cald, cald. Ia să vedem. Cum arată în interior tăiat. Așa arată. Se vede? Așa. Ia uitați-l. Cum arată. Făcut împreună cu voi cozonacul. Așa. Așa. Sper să nu fac pozne. Așa arată. Cu aluatul părit. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate. Vă doresc sărbători fericite, Paște fericit și binecuvântat. Și ne vedem cu următoarele rețete. Vă pup dulce și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. La revedere! Sărbători fericite!